Rusia continuă să atace cu rachete orașele din Ucraina. Potrivit autorităților locale, noaptea de marți spre miercuri s-au înregistrat noi explozii în Zaporojie și Dnipro. În urma acestora, centrala nucleară din Zaporojie este din nou deconectată de la rețeaua electrică. De la începutul atacurilor nediscriminatorii asupra țintelor civile din Ucraina, pe 10 octombrie, Rusia a lovit 30% din infrastructura energetică a țării. În această dimineață, după noi bombardamente, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a declarat că centrala nucleară Zaporojie a fost deconectată din nou de la rețeaua electrică. Potrivit lui, este pentru a doua oară în ultimele 5 zile când se întâmplă acest lucru. Tot el anunță că centrala funcționează acum cu ajutorul generatoarelor. Totodată, în Zaporojie au fost lansate și 7 rachete S-300, lovind un teren de fotbal și avariind clădiri rezidențiale, 2 școli și un spital. 603, sработала сигнализация. La ora 6:03 s-a activat alarma. Eu locuiesc alături și am așteptat să se termine exploziile, după care am venit la locul faptei. Pe loc deja erau pompierii, poliția, care au început să stingă incendiul. Îmi pare rău de colegul meu care a decedat, de businessul care îl aveam. Fără un loc de muncă au rămas aproximativ 55 de oameni. Bombardamente au avut loc și la Nicopol, în regiunea Dnipro. Aici au fost lansate peste 100 de proiectile, în urma cărora au fost lovite peste 30 de clădiri rezidențiale, 2 grădinițe, o școală, magazine și linii de tensiune.